Hey! Sunt aici cu Irina Columbeanu, regina slime-urilor de pe YouTube-ul românesc. Și astăzi o să mă învețe cum să fac și eu un slime. Pentru că mi-ați tot cerut să fac un slime și nu știu cum să-l fac. Așa că m-am întâlnit cu Irina ca să-mi explice ea exact ce trebuie să facem. Ce faci, Irina? Bine. Bine? Da. Cum e? Ce trebuie să știm ca să facem un slime atât de mișto cum le faci tu? Păi avem nevoie de lipici pulvura pentru că altfel nu merge, deci da. Și pe lângă lipici? Avem nevoie și de borax, adică... Borax, lasă așa. Borax amestecat cu apă și de colorant și de bol și tinuță logică. Ok. Și noi o să-l facem roșu, nu? Da, sau ce portocaliu. Culoare? Roșu sau portocaliu. De ce culoare vrei să-l faci tu? Eu o să fac portocaliu. Ok, și atunci eu roșu. Bine, păi hai să începem. Deci cum? Ce trebuie să facem prima dată? Mai întâi trebuie să punem lipiciul. Cât lipici punem? Păi eu cred că spun două sticluțe. Da? Bine. Eu sunt super excited că o să fac chestia asta pentru că de foarte mult timp mi-am dorit. Și am scris Irinei încă din ianuarie, a văzut abia acum. Câți subscriberi ai tu pe YouTube acum? Aproape 200 de mii, nu? Da, aproape 200 de mii. Și ce vrei să mai faci pe canalul tău de YouTube? Băi, o să fac un video cu tine. Da, să vă uitați pe canalul ei pentru că am făcut un video care se numește Whisper Challenge. Da. Da. Oricum, o să vă las un link în descriere. Okay. Trebuia să cumpăr lipici, am avut mare emoție că nu știam exact ce înseamnă lipici pe vea. Acum ce facem? După ce am pus lipiciu? Acum trebuie să punem colorantul, deci eu spun portocaliu. Cât trebuie să pun? Cât colorant să pun? Puțin, pentru că e destul de pigmentat. Mai pun? Sau e suficient? E suficient. E suficient. Dacă vrei să vezi cât am pus. Bine, și acum îl amestecăm, da? Da. Mamă, ce repede prinde culoare! Da. Ia uite. La mine e roz, așa. Da. O să mai pun puțin roșu. Și amestecăm așa până se creează o singură nuanță. Da. Bun. Și după ce am... Trebuie să punem puțin câte puțin, pentru că dacă nu va fi overactivated, se va rupe. Deci punem puțin câte puțin, atât. După adică amestecăm. Aproape o lingură plină. Da. Aproape. Și o să înceapă să se formeze. Deja începe. Începe să prindă ceva contură aici. Da. Deci Irina are o pisică care se numește Flati și care era supără pentru că a băut borax. Da, nu n-a pățit nimic. Da. La mine e tot mai moale. Da, trebuie să mai pui puțin. Mai pun, nu? Tu cum ai învățat să faci slime? Am învățat de pe internet și da. Dar am încercat în România, numai că nu exista atunci lipici pulvura, deci a trebuit să aștept să mă duc în America, deci atunci am mers. Ce YouTuber mai urmărești din România? Shelly, Mikey Hash, Radu Teanu și Mimi, e foarte drăguță, și Marilo. Cam atât. Oh, da. Da, e cam logic. Mi se pare că tot e moale al meu, uite. Nu? Păi, trebuie să... Tot mai da. Bine. Facem slime. Finally. Okay. Și când simți că gen e făcut, o să pun mâna și o te joci. Sigur n-am făcut ceva greșit, pentru că mi se pare că al meu tot moale e. Trebuie să pui și mai mult. Și atunci. Mai mult? Da. Trebuie să fie.
Bun, acum să nu mai pui pentru că după să fie overactivated, se rupă. Deci nu vrem asta. Ok, nu mai pun, gata. Nu știu ce se întâmplă la mine. Dacă vrei poți să ajut. Da, deci ce mai trebuie să fac? Nu e așa, zici că e spumă de smeură. Okay. Ia-mi. Ce să fac? Și mai e așa. Nu știu de ce nu s-a lăsat. Probabil din cauza colorantului. Da? Okay. E și Ioana, prietena Irinei aici. Și a zis că sigur e din cauza colorantului. Deci nu din cauza mea. Nu mă certai. De fapt, acum merg. Yay. Poți să faci mâna. Poți să fac mâna? Da. Deja? Deci sigur, sigur. Da. What? Așa trebuie, Ioana, spune-l tu că nu ar trebui, nu? Da, și eu mă gândeam, uite ce s-a întâmplat. Nu, trebuie, pentru că acum e puțin arțos al tău, deci trebuie să îl rupi. O să trebuie ceva? Bine. Am încredere în tine. Și dacă nu, mai pui o sticlă și nu, gata, uite, simt cum se leagă treaba aici. Am pus doar lipici, borax și colorant. Colorant. E opțional colorant, deci poți să-l faci și alt, doar. Începe. Începe. Oh my god! Vreau să fac de difus la mine. Ok, vrei să te ajut ca să mă fac mai near rubbery? Cum? Tell me, master. Sau, avem pastă de dinte? Că dacă punem pastă de dinte, vine așa. Deci, guys, dacă nu vă iese așa cum mai și mie, puneți pasta de dinți. Da, pentru că are un verun acid, topește slime-ul, după mai pui puțin borax și ies așa. Oh my god. Câte slime-uri ai făcut până acum, Irina? Păi, am făcut vreo 200, numai că mi l-am amestecat. Deci, acum am 60 de slime-uri. 200. Ia mai să urmă. Nu? Da, e bine. Deci cred că Fluffy în momentul ăsta am deschis și returile. Da, mi-am deschis. Asta face? Unde îți leagă și returile? Da. Nu pot să cred. Fluffy! Nu te drăguțe. Da, e foarte frumușcă. E bine că m-am și curățat pe mâini, uite. Nu mai am pic de vopsea. Ia, vreau să văd dacă s-a făcut. Da, s-a făcut într-un fel, dar tot e rubber. Trebuie să așteptăm pasta de dinți. Bine. Wow! Punem foarte puțin pentru că te topește. Pe ea? Da. Și acum amesteci. Aia o mai întinde puțin pe ea sau o amestec direct? O amestec direct. Adică doar te joci cu slime-ul așa. Aaa, deja a devenit mai... Oh my god, nu cred! Mare, am pus mai multă. Prea mult acum. Nu, chiar trebuie să amesteci. Bine, deci trebuie să puneți foarte puțin o pastă de dinți. O ia repede. Stai seama că Pirina a făcut 200 până acum. Ce așteptări aveai de la mine? A devenit aproape ca meu. Aproape. Oh, da. A devenit. Ok, e gata. Acum hai să încerc să facem swirl. Ce să facem? Cum? Un swirl, așa. Bun, acum o să faci un balon. Bine, asta e destul de greu. Îl pui așa și după îl întinzi. Și... Mamă, deci... Oh. Deci îl punem acum așa. Da. Și după întinzi într-un fel și faci balonul. Nu, 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 eu dau rău. Ah! Ok.
Ok, da. Trebuie cu pasiune. Mai fac o dată. Trebuie cu pasiune, deci eu... Nu. Începem să facem așa. Și... Bun. Mamă! Yeah, ai reușit! Deci este foarte simplu să faceți un slime. E foarte simplu. Deci dacă vreți să învățați cum să faceți un slime și nu vă este suficient video-ul ăsta al meu, intrați pe canalul Irinei pentru că o să găsiți foarte multe video-uri despre cum să faci un slime. Și după cum vedeți, Irina chiar se pricepe să facă un slime. Deci că mai bine intrați la ea decât să vă uitați aici, la mine. Ziceam că se găsesc și în comerț slime-uri, dar nu sunt atât de bune. Adică am luat... Sunt foarte cauciucate. Da, sunt foarte cauciucate, exact. Asta e cuvântul. Găsisem câteva și s-au cauciucat foarte repede. Cred că m-am lucrat de vreo 3 ori cu ele și după aceea nu mai erau bune de nimic. Da, numai că și acestea o să se întărească, adică o să se usuce, de fapt, dacă nu le pui într-un airtight container, adică într-o caserolă. Într-o caserolă, da. Dar cam în cât timp se usucă dacă le lași așa? Cam într-o zi sau două. Deci trebuie să aveți grijă de ele. Nu pot să cred, asta e un slime întreg? Da. Oh my god! Nu pot să cred. Cât ți-a luat ca să-l faci pe ăsta? I-am amestecat doar slime-urile vechi. A, da? Da. Câte slime-uri ai amestecat aici ca să-ți iasă... 20. O să-l scot de aici? Da, sunt. Mai puțin cam de picior. Ok, acesta este butter slime. E într-o cutie de la 5 asta, nu contează. Deci, practic, butter slime este... Se întinde ca un tuleț, așa. Ce tare! Se vede, nu? Da. Ce tare e. Ăsta e mai spumos. Pe asta cred că l-ai făcut cu spumă, nu? Nu, cu, cu clay. Cu clay. Vreau doar să-mi bag și eu degetă în mine. Chiar e foarte relaxant. Da. Pe asta cu ce l-ai făcut, asta transparent? Cu lipici transparent. Doar atât, nu? Da, și borax. Și borax, da. Dar de ce se numește cloud? Deci asta ai zis că nu e cloud slime. Nu, e icy slime. Pentru că într-un fel arată ca un icy, acel suc cu gheață. Deci da, de asta se numește așa. Și cloud slime, pentru că dacă îl faci așa, se cade ca zăpada. Ce tăie. Ai făcut parcă și unicorn slime, nu? Da, de fapt e doar un fluffy slime și cu multe culori și le amestec și iese un mold. Care e preferatul tău? Cred că butter slime. Da? Asta ce? Asta e cloud? Cloud slime, da. Și într-un fel ca zăpadă. Oh! Ca un orișor. Și pe asta din... Este făcut cu un slime normal și cu zăpadă falsă, care se extinde. Bine. Da. Uite ce textură are. Ce tare. Deci nu mă gândeam vreodată că poți să faci niște jucărele din lipici. Da, și acesta e fluffy slime. A, ăsta e. Ăsta e cu spumă? Da. Mamă. Și asta ce e? E un slime normal. Prăjitură cu mac. Da. Oh my god, ce tare! Vreau să-mi bag degetele și în ăla. Ok. Eu mă gândeam că arată ca și Oreo. Sau Oreo, da. Guys, ăsta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați atât la canalul meu cât și la canalul Irinei pe care l-am lăsat în descriere. Faceți slime-uri pentru că e super relaxant.
pentru orice vârstă, cred. Și sper că v-a plăcut. Chiar sper că v-a plăcut vlogul. Mi-a plăcut foarte mult să învăț să fac un slime alături de Irina. Sper că ți-a plăcut și ție. Da. Bine, vă pupăcesc! Pa! Pa! Pa!